Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă propun astăzi o conversație având ca temă procesul de selecție și recrutare al profesorilor în sistemul nostru de învățământ. Acum, sigur, știu, avem nevoie de legi clare, aplicabile, de școli moderne, de laboratoare, manuale și programe noi, e adevărat. Dar dacă nu avem profesori, și atenție, profesori buni, motivați, entuziaști, nimic din tot ce aminteam mai devreme nu-i va ajuta în vreun fel pe copiii noștri. Întrebarea care se pune, unde îi găsim pe oamenii ăștia? De unde îi luăm? Cum îi convingem să vină la catedră și să rămână alături de copii? Pentru că, de ce să nu o spunem foarte onest, nu cred că numărul profesorilor este neapărat o problemă, cât poate lipsa de vocație, de motivație, de pregătire pedagogică a unora dintre ei. Sigur, accentuez ideea că sunt doar unii în această situație, pentru că, fără îndoială, sunt și profesori care și-au câștigat din plin aprecierea și respectul comunității educaționale din care fac parte. Dar realitatea arată cam așa în prezent. Cine vrea să devină profesor, e suficient să facă o facultate, n-are importanță unde, cum, de care, măcar modulul 1 psihopedagogic, să ia un 5 la titularizare și, uite așa, ajunge la catedră. Da? Unii dintre ei, dacă au noroc cu un 7, se și titularizează pe viață. Acum, mă gândeam că pentru unii dintre dumneavoastră, cei care ne ascultați acum, poate că lucrați în mediul privat și sunteți familiarizați cu ce proceduri serioase de recrutare, de selecție există în ceea ce privește resursa umană. Din ce în ce mai multe companii practică politici de fidelizare, de recompensare a rezultatelor deosebite și m-am tot gândit, dar noi de ce nu facem și noi așa? Adică de ce nu ne putem inspira și noi din, iată, exemple de bună practică, lucruri care funcționează în mediul privat? Mă rog, n-am neapărat un răspuns la întrebările astea, dar încercăm cumva să găsim, să găsim unul în această seară. 0372069599, numărul nostru de telefon la care așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră. Alături de noi se află în această seară profesorul Gelu Puiu din Făget, județul Bacău, și doamna Gema Frâncu, manager selecție și recrutare în cadrul organizației Teach for Romania. Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Bună seara! Bună seara, vă salut pe toți! Domnule profesor, vă propun să dăm startul conversației noastre cu câteva detalii legate de școala în care predați. Acum nu vă ascund, v-am spus și înainte de emisiune, m-a entuziasmat foarte mult citind despre lucrurile pe care le faceți acolo cu copiii și prima mea impresie a fost, văzând acolo faptul că folosiți drona, faptul că aveți tot soiul de invitat special, că duceți pe copii la observatorul astronomic, pentru o secundă am stat și m-am gândit, domnule, stai puțin, că ăsta trebuie să fie un profesor de la Colegiul Național din Buricul Târgului, de undeva, deci, adică numai acolo găsim. Și de fapt, uitându-mă cu mai multă atenție, am citit școala din comuna Făget, undeva la granița dintre Bacău și Harghita. Să mă corectați dacă greșesc, nu cumva pe acolo, pe undeva era și granița către Imperiul Habsburgic altă dată, nu? Și da, eram foarte curios... Nou, aveți mare dreptate. Eram foarte așa curios să ne povestiți cum e acolo la școală, ce faceți cu copiii? Păi pot să încep că eu fac o navetă undeva de în jur de 40 de kilometri. Orașul în care locuiesc propriu-zis este Comănești, până la școala unde ajung sunt 40 de kilometri. De la școală trec munții și ajung în Miercurea Ciuc, alți 40 de kilometri. Deci undeva școala este înainte de trecerea Frumoasa. Undeva unde cândva, în anii 40, era granița, sau 1917, era granița cu Imperiul Habsburgic al Moldovei. Era sună o adevărată aventură doar să ajungi la școală. Adică noi ăștia din București care ne mai plângem de trafic, eu zic să fim mai liniștiți un pic. Da, deci eu trec zilnic pe acolo, pe unde era pădurea Spânzuraților, chiar mormântul fratelui Liviu Rebreanu. E incredibil. Ok, este o școală foarte frumoasă, între niște munți superbi, un spectacol, dacă cineva este dornic să vadă frumusețile României. Și ce spuneați de dronă, ieșim cu copiii. În momentul în care am făcut la formele de relief, cum pot să vadă copiii, cum pot să gândească formele de relief, fără să ieșim la formele de relief. Am ridicat drona la 100 de metri și le-am arătat cum arată locul în care ei locuiesc zi de zi, dar văd doar strada, o școală mică,
uneori săracă din mai multe puncte de vedere, și să vadă minunățile vieții, să vadă dincolo de barierele pe care uneori sistemul poate defectuos. Da, sigur, sigur. Acum asta... E foarte adevărat și ascultându-vă, nu pot să nu mă întreb cum au reacționat copiii, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, e un lucru la care te aștepta mai degrabă, nu știu, la o școală dintr-un oraș mare, dintr-o școală cu mai multe posibilități financiare. Ce anume v-a motivat să mergeți acolo, domnule profesor? De când lucrați cu copiii? De când sunteți la școala din Făget? Nu știu, din fericire sau din păcate pentru mine, am doar 2 luni de zile de când sunt în învățământ. Deci septembrie 2022 a fost primul an în care am predat la propriu. Am în spate anumite hobby-uri pe care cu timpul și de multe ori m-am gândit, Doamne, dacă aș ajunge vreodată să predau, aș pune, dacă predau română, o să pun să toate hobby-urile mele și tot ceea ce văd frumos în viață, să le pun în practică la propriu. Să citim pe tabletă, să vadă copiii ce înseamnă un e-book, reader, să vadă cum se proiectează pe perete, să vadă să îmbinăm peste tot, în toată legislația scrie să îmbinăm ticul cu toate materiile, dar nu se face la propriu. Deci sunt laboratoare întregi care stau în conservare prin fonduri europene, fare tot felul de calculatoare noi, stau acolo și așteaptă. Îmi sună foarte cunoscut, să știți, adică știu de laboratoare de informatică, așa, care erau încuiate cu cheia acolo, nu intrați acolo să stricați ceva. Să le spunem ascultătorilor noștri că TIC este ora aceea de tehnologia și informația comunicării. Informatică. Da. Ok, și vă rog. Am revenit la dronă, aveam o dronă și a trebuit să le arătăm copiilor ce face drona aceea și au fost un mare wow. A trebuit să le arăt copiilor ce înseamnă un animal, tot la ora de știință sau chiar la matematică MEM, îi se spune, matematică și explorarea mediului. Am dus ochelarii VR și am dus animale la propriu în clasă și copiii fugeau peste bănci. Incredibil. Deci sunt lucruri care sunt simple la îndemâna oricui. Mie mi se pare o pereche de ochelari care costă $10, să le arăți copiilor să treacă dincolo de barierele acestea pe care îi țin. De multe ori nu vin la școală de frica că li se toarnă în cap. E o călimară în care se pune tot timpul niște materie pe care o uită până acasă. Nu, sunt copii care vin acum de plăcere la școală și îmi spune că urăște pauza și abia așteaptă să vină mâine din școală și abia că îi pare rău că s-a terminat ora, că el vrea să-și termine neapărat proiectul sau tot copiii ceea ce vin la școală, copiii vin la școală de drag. De drag. Domnule profesor, care sunt, acum sigur, în 2 luni n-ați reușit să vă faceți așa chiar o imagine foarte clară despre ce înseamnă învățământul românesc, dar eu unul cel puțin îmi doresc din tot sufletul să nu vă pierdeți entuziasmul, da? Îl mențineți cumva, nu știu, antrenați-vă-l să rămână acolo. Eram curios să vă întreb care sunt, nu știu, primele impresii, provocările pe care le-ați întâmpinat în perioada asta, în afară de navetă, că asta am înțeles, e un lucru pe care puțin dintre noi poate l-ar mai face acum. Da, să știți că dacă aș fi fost naveta primul rând, ar fi fost mai greu. Nu, prima provocare mi se pare să reușești să fii acolo tot timpul. Deci, credeți-mă, sunt niște mici, aș folosi un termen puțin forțat, niște mici monstruleți care te mănâncă de știință, sunt așa dornici de cunoaștere, de nu vă dați seama. Deci atât vin la școală și dincolo, dar cum s-a făcut ochelarii, sau cum ai făcut o dronă, sau de ce zboară, să le arăți, deci să le faci calcule matematice la clasa a doua, e extraordinar. Și cea mai mare provocare este trebuie să fii pregătit pentru ei acolo. Nu să te duci, ai o programă pe care ai uitat-o într-un dulap undeva și știi, în săptămâna X trebuia să ajung la pagina, nu așa. Deci să te duci tot timpul. Noi avem 2 momente ale zilei, noi îi spunem sensing, by the way, este venită din Teach for Romania, sensing și exit ticket. Deci copiii când ajung la școală trece prin niște rutine. Da, copiii vin acolo de plăcere, un sfert de oră, noi facem tot fel de lucruri pe care ei îi captează, abia așteaptă să înceapă ora, nu le este greu să scoată caietul. Și la sfârșitul orelor sau la sfârșitul orei știm cu toții măsurabil ce le-a plăcut de acolo, ce nu le-a plăcut. Ce vor de la profesor? Ce vor de la ei? Da, e extrem de interesant. Adică simt din vocea dumneavoastră așa o căldură și dragul ăla de a fi alături de copii. Ați reușit să-mi readuceți așa doza de optimism de care aveam nevoie. Aș vrea să vă întreb, doamna Francu, m-a încântat foarte mult ce am auzit la domnul profesor și știu că dumneavoastră vă ocupați de recrutarea, de selecția acestor oameni și eram curios să știu cum funcționează tot procesul ăsta și pentru început să-mi îngăduiți să vă spun și de ce, că aici
probabil că ascultătorii noștri își amintesc, eu am oarește nemulțumiri. De pildă, în sistemul nostru de stat, pentru cineva care își dorește să devină profesor, spuneam mai devreme, termină o facultate, ai modulul ăla, certificatul de care îți trebuie la inspectorat și te-ai trezit profesor, punct. Nu e nicio selecție, nu e nicio recrutare, mă rog, concursul de titularizare care se spune face o triere, dar e un concurs care nu valorizează, nu evidențiază toate abilitățile și competențele de care ai nevoie la catedră. Uneori mi-e ciudă, efectiv, că nu suntem un pic mai atenți la oamenii pe care îi aducem în școli, pentru că, iată, ați văzut, avem unii cu probleme foarte mari și eram curios, cum faceți dumneavoastră, cum găsiți asemenea oameni minunați? Este un proces destul de complex. Cea mai mare provocare este, așa cum vă așteptați, să atragem oamenii potriviți, pentru că, cum ați specificat la început, mergem în medii defavorizate, vulnerabile. Iată, se face o navetă și trebuie să găsim oamenii aceia dedicați, care văd partea aceasta de predare mai mult decât un loc de muncă, călduț, care este fain și bine, și îi căutăm pe aceia care își doresc să facă o schimbare. După ce am găsit, avem un proces de selecție foarte riguros, care are la bază un model de competențe pe care le evaluăm, pentru că, din experiența de 10 ani deja de organizație în România, ne-am dat seama că profesorul nu este doar un profesor, ci ar trebui să fie un lider, atât în clasă, apoi mergând în școală și în comunitate, pentru că poate aduce o schimbare reală în viața copilului. Și avem un model de competențe pe care le evaluăm în mai multe etape, trecând prin mai multe tipuri de experiență, de evaluare, astfel încât să ne asigurăm că vom începe anul școlar împreună cu oamenii cei mai potriviți. Și dacă avem, anul trecut, de exemplu, am avut 2000 de oameni care și-au exprimat interesul, am început prima zi de școală cu 64. Deci îi triem destul de... Sună drastic așa. Da. Pentru că în afară de partea aceasta de evaluare pe care noi o facem, trebuie să-și dea și fiecare om în parte seama dacă este momentul potrivit pentru el. Pentru că nu este cel mai ușor program, nu este cel mai ușor să mergi să predai în comunități defavorizate, să faci o navetă, să ai provocări în fiecare zi, nu doar, așa cum zicea George, să fii consecvent și să te duci să fii prezent acolo, ci să înțelegi că fiecare copil cu care lucrezi este un ecosistem și că ce vezi la clasă e doar un comportament, este vârful icebergului. Ca să poți să înțelegi tot icebergul, trebuie să vezi și dincolo de ce se întâmplă la clasă. Exact. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara, ne auzim? Bună seara, ne auzim. Excelent, vă ascult. Cum facem să găsim profesori de felul ăsta? Știți care e problema? Că profesori de genul acesta au fost mulți, sunt mii de profesori de genul acesta, însă care au realizat tăietaribile în momentul în care au intrat în sistem. Și vă provoc așa pentru început și după aia vă spun pe scurt. O să vă provoc într-o ediție următoare să identificați dumneavoastră, pentru că aveți resurse necesare, factorii care demotivează un profesor după ce intră în sistem. Cred că o să vi spun eu pe scurt. Sunt foarte multe examene care sunt aproape inutile, dar eu, spre exemplu, 4 ani examene la rând pentru 50 de lei plus la salariu, dar nu o faci pentru asta. Ai 300 de teste, 500 de teste de corectat după ce le dai. Este foarte, foarte multă presiune și nu te ajută absolut nimeni și nimeni te respectă în acest sistem. De acolo de nici măcar, de multe ori nici colegii, pentru că de multe ori te iau ore de la așa zisele neesențiale, eu știu, sport, religie. Foarte bună observație, bravo. Okay. De mai sus, da, și ne iau orele. Cine mai motivează? Iartă-mă, okay. Te rog, să știi că nu ți-am reținut numele și aș vrea să conversăm... Florin. Florin, e foarte bună observația ta și nu cred că trebuie să reportăm discuția asta pentru emisiunea viitoare, o putem face chiar acum, tocmai pentru că eu îmi doresc ca profesor ca George să rămână și să nu se sperie, să nu fie dezamăgiți de lucrurile pe care le întâmpină în sistem. Sigur, acum, dacă mi-ngăduie o părere...
dacă mi-îngădui o părere, eu aș spune așa, dacă te referi la gradele didactice, gradele alea nu sunt neapărat un lucru foarte rău, că în definitiv te pune, deschizi o carte de pedagogie, revezi cursurile de specialitate, eu adică nu văd nimic rău în faptul că faci lucrul ăsta. Faptul că sunt încărcate, sunt încărcate birocratic și îi pui pe oamenii ăștia să meargă la inspectorat cu dosare, cu hârtii, cu nenorocire, am auzit zilele astea, o doamnă pe la nu știu ce inspectorat prin București, care urla că nu e hârtia nu știu care bună. Păi și omul ăla ce vine are. Dar nu este în interesul nostru al școlii? Eu în altceva mă refer, că toată lumea privește meseria aceasta din afară, de exterior. Sistemul tot să privesc ca fiind ta profesoreia care câștigă nu știu cât de fapt salariile sunt destul de mici. Și salariile acelea, cum zicea domnul profesor mai devreme, trebuie să cumperi materiale didactice, pentru că nu ai. În cazul dânsului poate sunt ieftine, dar sunt materii, sunt profesori care cumpără videoproiectoare, cumpără laptop, cumpără alte feluri de materiale didactice care se duc, se ruxează pe banii lor și așa mai departe. Deci salariul aproape nu mai există. Da, așa este. Ce este privit că au foarte mulți implicări. De ce au 18 ore pe săptămână? Vezi, nu sunt 18 ore pe săptămână. Oricine lucrează, deci termină jobul, pleacă acasă. Profesor nu pleacă niciodată acasă. Așa este, Florin. Florin, sunt absolut de acord cu o mențiune, cu o mențiune, pentru că simt cumva din vocea ta că ești un om care chiar pune suflet în ceea ce face la catedră, cu mențiunea că mi-aș dori să fie regula asta valabilă pentru toți profesorii din România. Eu știu că ăsta este un argument pe care îl invocă foarte mulți. Da, domnule, deci la noi nu sunt doar... Pentru unii, sunt doar 18 ore, dacă nu chiar mai puțin. Sunt colegi de-ai noștri care scot din buzunar bani pentru materialele didactice, așa cum sunt și unii care se duc cu mâinile în buzunar la școală. Foarte mult își preciza. Da. Pentru că dacă vrei să ai o educație de calitate, atunci când te implici, trebuie să vii cu materiale. Nu absolut. Absolut. Să lucrezi cu scopitori. Absolut. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție și nu știu, adică îmi doresc să nu-ți pierzi entuziasmul și speranța. Poate o să reușim la un moment dat să o scoatem la capăt și profesorii să aibă până la urmă tot ce își doresc în școală. Ne auzim în 4 secunde, avem iată subiecte care ne macină așa pe dinăuntru. Academia Europa FM. Înțeleg că, nu știu, profesorii pe care îi recrutați la Teach for Romania, cei 64, am rămas așa un pic cu numărul ăsta în minte, știți de ce? Pentru că la titularizare, titularizare e ușor improprie, de fapt, concursul de ocupare a posturilor vacante din învățământ, în sfârșit, acolo, practic, sunt mii de profesori, așa, și ăsta este singurul filtru. Cei mai mulți dintre ei vin pe filiera asta, să zicem, tradițională, au terminat facultatea. Există un procent acolo de tineri pasionați, cum e George. Așa, idealiști, entuziaști, vor să schimbe lumea, mă rog, în fine, îi ține un an, doi și după care apare dezamăgirea de care spunea Florin. Și eram curios cam din ce zone vin acești oameni, pentru că se simte, au un alt discurs, au experiență în zona asta de instrumente digitale, văd un pic altfel lucrurile, se raportează altfel la copii. M-am uns la suflet, cum l-am auzit pe George mai devreme, cum spunea despre copii, parcă erau ai lui, așa, știi, și ea așa sub aripa lui și are grijă de ei din toate punctele de vedere. De unde vin acești oameni? Sunt foarte diversi și diferiți. Cred că asta este partea cea mai frumoasă a comunității Teach for Romania, că avem diversitate. Avem candidați care vin din mediul corporate și care își doresc să facă o schimbare drastică de carieră și se gândesc pe la în jur de 40 de ani că e momentul să dea înapoi societății și să facă o schimbare acolo unde chiar contează, în educație, care va schimba mai departe societatea. Deci sunt oameni care au deja experiență de lucru în corporații, în firme mari, în afara țării. Sunt oameni din sistem, profesori, cadre didactice, care au până la 30 de ani experiență în sistem și vin către noi pentru partea de sprijin pe care noi o oferim și mai ales pentru partea de comunitate. Este o comunitate de oameni care au aceeași viziune și au același discurs și își doresc foarte mult să producă o schimbare în clasă, în școală, în comunitate. Și mai avem acești tineri care nu au poate experiență de lucru sau poate este primul lor loc de muncă adevărat și care au nevoie de sprijinul acesta. Ce spunea mai devreme Florin este adevărat. Mai ales pentru debutanți în sistem, nu există în momentul de față un program de mentorat.
Atunci când intri într-un job nou, ai o perioadă de onboarding în care să înțelegi cum merg lucrurile. În sistem nu există deocamdată asta. A apărut la un moment dat în proiectele alea de legi pe care le-am tot discutat exact. În vară, dar, mă rog, eu am fost foarte, foarte nedumerit de unde luăm și sursa de finanțare pentru instituția mentoratului, pentru că profesorii ai mentori fac săracii din entuziasm, dar nu, lucrurile astea trebuie să se întâmple constant, nu exact. O dată, două ori, 2 ani, dacă se poate, da. Ori pentru asta omul ăla trebuie plătit și trebuie să ne gândim și la sursa de finanțare. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru, seara bună! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Vă salut! Un alt Florin Iosif de la Timișoara. Te salut, Florin! Servus, dragă! Și să rămână doamnei. Mai mi se pare că George ăsta e nebun la cap. Da, așa ne-am gândit și noi, dar eu vreau mai mulți nebuni dintre ăștia în învățământ, să știți. Așa. Cum să-ți dai un doctorat în dronă? Nu se poate. În țara asta se poate da un doctorat în, cum se zice, în științe sociale, în politică și îți poți da în drept, dar cu... N-am văzut niciun absolvent de doctorat de drept să fugă afară, că nu se duce nici dracu afară. Da, e adevărat. Dar avem doctori. Mai, eu am predat și eu știu ce înseamnă, eu am cântat muzică pe note unde trebuia să cânt cu textul, știi? Adică mi s-a părut absolut normal și așa. Domnul, eu am vorbit și cu Vasile Șeicaru, el când s-a dus cu chitara, dragul de el, când s-a dus cu chitara undeva lângă, în județul Galați, a spus directorul, bă, ce faci cu dibla asta, bă? Zice, tu ai venit să cânt sau să fii profesor de sport? Vreau să vă spun că îl consider un om extraordinar și că i s-a întâmplat inclusiv soției mele, muierii mele, ca ducându-se să-și dea gradul, să fie... adică să nu și-l poată să-l lua, fiindcă era colegă cu Hertha Müller. Asta e chiar cu trist. Cu cuvântul meu de onoare, că nu vă spun prostii. Cu Hertha Müller, deținătoarea primului Nobel. Știm. Da, asta e chiar trist. Acum, da, eu am un off și pe subiectul ăsta. Adică mi-aș dori să ne aud acum cineva de prin inspectoratele școlare și aș vrea să le spun așa. Doamne ferește! Eu chiar insist. Știți de ce? Le-aș spune așa. Fraților, care e sensul, care e rostul pentru care îi punem pe oamenii ăștia să-și dea gradele didactice? Pentru că ne dorim profesori mai bine pregătiți. Nu e așa că să punem toți umărul și stăm și în cap să-i pregătim pe oamenii ăștia că lucrurile astea se simt la catedră, alături de copii. Nu să le punem bețe în roate cu un milion de hârtii, cu un soi de... Le-aș face eu, dacă aș fi la inspectorat acolo și văd că vine cu hârtia care nu trebuie, i-aș face eu doar să-l ajut pe profesorul ăla ca o săptămână, o lună mai târziu să fie un pic mai bun decât a fost înainte. Nu mai vorbesc de neplăceri de astea, cum sunt cele de care amintiți dumneavoastră. Da, să știți că e cu lipsire de bani. Acolo e nenorocirea mare, că e cu lipsire de fonduri și copiii nu sunt vinovați. Dar mi se pare formidabilă ideea acestui George și am încercat și eu și până la urmă m-am pus pe drept și am început să omor la ei, că nu se poate altfel. Nu se poate. Noi trebuie să... Ce înseamnă casa de perfecționare a corpului didactic? Ce pentru mine este o nulitate. Sau sindicatul învățământului. Efectiv, este un animal care se hrănește din banii copiilor și al... Măi, ori așa, ori așa. Da, deși instituțiile respective... Ori hacana, cum zice românul nostru. Exact. Deși instituțiile respective, mai spun încă o dată, nu sunt o idee rea, dar faptul că au ajuns și s-au transformat așa niște chestii super birocratizate și, mă rog, și de ce să nu o spunem, școare și ce interese politice și cu niște prietenii de-astea instituționale care nu ajută copiii cu nimic. Îți mulțumesc, Florin. Cum să am o consiliere în pantaloni scurți, eu fiind șef de sindicat sau șef de nu știu ce, care vine dimineața în pantaloni scurți și își bagă degețelul în cafeaua mea să vadă dacă e caldă sau nu știu cum. Știți că discutăm despre angajări și despre chestii de-astea. Deci, știți, se pare că am luat o răzna. Am luat o răzna.
Da, îți mulțumesc tare mult, Florin. Cum să spun, sarea și piperul din învățământul românesc, iată lucruri pe care ascultătorii noștri poate le știau un pic mai puțin. Vreau să revin la George și, George, eu acum să știi că i-am provocat pe ascultătorii noștri la discuția asta, nu ca să te descurajăm, din potrivă, că aș vrea totuși să știi că e foarte adevărat. Drumul pe care ți l-ai ales nu se anunță neapărat ușor și sunt multe lucruri care împovărează profesorii, nu în sala de clasă, că în sala de clasă cred că e cel mai frumos lucru care da, se poate întâmpla și ce o spun din experiență, cel mai acolo cred că ne simțim cel mai bine, dar sunt lucrurile astea colaterale, birocratice, de statut și așa mai departe. Eram doar așa curios să te întreb, ce anume te motivează, cum de faci tu efortul ăsta, că este un efort cumva ce îți propui pe viitor? O să încep cu ce nu mă motivează. Așa. Și este timpul, că tot se vorbea de navetă. Eu fac undeva cam la 4 ore pe zi, deci 2 ore mă duc, că trebuie să aștept colegii. Nu-mi permit singur un transport la distanța asta și trebuie să ne așteptăm unii pe alții. Plec la 7, ajung la 9, încep orele, de la 1 până la 3, stau în școală și aștept pe ceilalți. Și undeva se duce la 7 ore pe zi. Deci cine zicea de 4? Da, da, da. În cele 2 ore de duș și de venit, iau laptopul cu mine și îmi fac mai mult. Să vedem noutăți de pe afară, de prin țară. Le traduc, le pun acolo, ca să aibă o continuitate. Și ce mă motivează e bucuria din sufletul copilului. E mândria aceasta că facem ceva util pentru cei care, poate dacă ar fi rămas acolo, la noi este o zonă, la noi, acolo unde merg la școală, e o zonă agricolă, cumva nu e foarte săracă, dar oamenii nu au o cultură a reușitei, să folosesc termenul din tici, okay. Nu au o cultură a zilei de mâine. Deci ei văd, dacă azi au avut ce mânca, pentru că hrana de toate zilele o au, dar nu au mâine. Deci pentru ei totul se rezumă la astăzi, nu știu ce vor face mâine. Și asta găsesc în clasă. Cumva predau și la ceva de TIC, de informatică, la o clasă mai mare. Și am găsit copii care mă uimesc. Îi spun ce înseamnă calculatorul și, domnule, nu mă interesează pentru că eu oricum o să părăsesc școala foarte curând. Asta e atitudinea unui copil care nu are o cultură în spate. Poate mentalitatea lui, poate din părinți, din generații, vine că dacă azi are ce face, mâine nu mai contează. Mai taie un brad, mai crește un animal, dar nu e așa. Da. Așa este, așa este, George, dar să știi că cifrele astea privind abandonul școlar sunt înspăimântătoare și nu doar în mediul rural, și în urbanul mic, adică sunt din ce în ce mai mulți copii care nu mai văd rostul școlii și aici sigur că da, deși, mă rog, reflexul nostru este să ne uităm înspre oficiali, înspre Ministerul Educației, trebuie să ne uităm un pic și înspre noi, societatea românească. Ce facem noi prost de i-am pus pe copii ăștia în situația de a nu mai considera că școala înseamnă ceva în viața lor, că nici noi nu suntem cele mai bune exemple, dar e să fim onești așa, dacă ieșim pe stradă și la cum vorbim, la cum ne purtăm unii cu alții, dacă deschizi televizorul, ce învață copiii ăștia de la noi? N-aș vrea să-mi dau un răspuns. 0372069599, numărul de telefon la care așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Florentina din Piatra Neamț. Te salut, Florentina, te ascultăm. Bună seara. Eu vreau să vă relatez o problemă, așa să zic, în școala fiului meu. Sunt profesori foarte dedicați, care se implică în predarea materiilor pe care le au. Dar sunt și cazuri în care, de exemplu, are la desen o doamnă profesoară care este în vârstă și cu probleme de sănătate și nu mai poate face față cerințelor de la clase, la 5-8 mă refer. Și este o mare problemă, haos total și toate cele. Deci asta nu știu cum se poate rezolva problema. Îți mulțumesc. Să știi că am mai întâlnit foarte multe situații de felul ăsta. E foarte dificil de gestionat o situație de felul ăsta pentru un director, de pildă, mai ales dacă doamna este titulară pe legal, post. Legal nu are ce să legal, fac. Legal nu are ce să-i faci. Deși, dacă e să luăm statutul cadrului didactic și legile în baza cărora funcționează profesorii, ar fi. Ar fi pentru că, vă reamintesc,
și asta este valabilă și pentru informația asta și pentru ascultătoarea noastră, Florentina. Fiecare profesor, inclusiv subsemnatul, la sfârșitul anului școlar, eu sunt evaluat, primesc o fișă de evaluare. Mă rog, sunt școli, cum este și cea în care lucrez eu, în care evaluarea asta se face de adevărat, cu asistență la oră, cu o monitorizare constantă. Așa, la sfârșitul anului școlar, fișa respectivă de evaluare este validată în Consiliul de Administrație și zice, da, domnule, Bartic, cât? Foarte bine, bine, satisfăcător sau binișor? Să putea și mai bine, în sfârșit. Într-o școală în care lucrurile astea se fac pe bune. În foarte multe școli, fișa aia de evaluare a devenit o formalitate. Dar dacă directorul și consiliul ăla de administrație pot să înțeleg sentimentul de colegialitate și chiar pot să-l înțeleg, dar dacă ar fi foarte onești, spun, domnule, Bartic ăsta care a ajuns la 60 și ceva de ani, nu mai poate să racupă, deci nu mai poate. Intră în clasă și nu mai știe ce a scris, nu mai știe care e titlul lecției. Așa. Hai să încercăm să găsim o soluție elegantă. Nu poți nici să dai omul afară după 30 de ani, dar găsim o altă, profesor de sprijin, profesor susținător, îl scoatem afară din clasă, poate lucra unul la unul cu număr mai mic de copii, nu știu, sunt un milion de variante, nu sunt eu neapărat cel mai potrivit acum, dar am putea găsi soluții. Numai că sistemul nostru este atât de înțepenit în procedurile astea, încât nu poți să-l miști din loc, deloc. Și absolut. Are multe îngrădiri pentru a face partea asta de profesor de sprijin sau să împartă orele, va trebui o normă nouă, ceea ce înseamnă la buget o adăugare. Exact. Și apropo de ce spuneați la început, problema este și, într-adevăr, în partea de recrutare, selecție și integrare în sistema cadrelor didactice, dar și ce se întâmplă pe parcurs. Cum este evaluarea aceasta continuă? Pentru că avem, tot vorbim despre învățare continuă la adulți, dar evaluarea pe baza ce se face și contează foarte mult. Noi avem un sistem de evaluare, program, într-adevăr, programul Teach for Romania durează 2 ani de zile și timp de 2 ani de zile avem un mentor, un tutor, care merge la clasă, asistența la clasă, feedback în timp real, bazat pe ceea ce se întâmplă în clasă, ca să poți să îmbunătățești și să produci o învățare relevantă copiilor, nu doar pentru a-ți bifa că ai făcut un plan de lecție și l-ai implementat cum trebuie. Deci contează foarte mult și evaluarea asta în timp real și cu feedback pe bune, nu doar o foaie și atât. Exact, exact, cum se întâmplă din păcate în multe școli. Doamna Franco, spuneți-mi, vă rog, dacă cumva printre proiectele dumneavoastră vizați și, nu știu, campanii prin care să atrageți oameni precum George, că eu drept să vă spun, mi-aș dori. Și după aia aș vrea, George, dacă ești alături de noi, aș vrea să ne spui într-un minut, că nu mai avem foarte mult la dispoziție, cum de ai ales să mergi în mediul rural? De ce acolo și nu în oraș, așa, unde e comod, e bine? Doamna Franco. Da, noi am început campania de recrutare pentru anul școlar următor, 2023-2024. Deja este pe site-ul nostru, petishforromania.org, găsiți toate detaliile necesare și tot ce înseamnă programul acesta, și cu bune, și cu drepturi, și cu responsabilități. Până pe 3 ianuarie se pot înscrie oamenii ca să avem timp să trecem prin tot procesul acela de selecție, de integrare. Vrem să le arătăm și realitățile din clasă, pentru că George o să vă povestească, a trecut prin procesul acesta și este foarte important ca așteptările fiecărui participant în parte să fie cât mai aproape de realitate. Adică nu vindem că este totul lapte și miere, când este destul de provocator. Dar o să las pe George să povestească. George, de ce în mediul rural, de ce acolo în creierii munților și nu aici la căldurică, la confort, în oraș, undeva unde e bine? Da, sunt multe de ceuri. În primul rând este o dorință, să zic așa, în ghilimele, Teach for Romania, ca să mergem acolo unde sunt mediile vulnerabile. Ideea e că în oraș toți copiii au telefoane mobile, smartphone-uri, tot ce au nevoie, condiții, părinți cu foarte mulți bani. Dincolo de granița română, austro-ungară, copiii nu mai au toate lucrurile astea. Deci copiii nu vin la școală pentru că mă sună părinții că mâine copilul meu stă acasă că n-are cine păzi vaca. Și vi se pare
Mie mi se pare groaznic. Da, 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 știu, știu. La primii copii, ei, noi acolo trebuie să ajungem. Copilul ăla să vrea el să plângă că vrea să meargă la școală, nu să plângă că nu se duce la școală, cum sunt alții, că nu se trezește dimineața, că... Deci trebuie să mergem acolo unde putem reduce inechitatea, unde să dezvoltăm abilitățile acestea în care copilul să-și dorească să vină, să sară gardul de acasă, să vină la școală, că își dorește lucrul ăsta. Să ajungem în comunitățile de care ziceam, acele comunități vulnerabile, pentru că, până la urmă, asta e motivația noastră. Cum ziceam mai devreme, nu sunt salariu, nu e timpul de... Da. Mi-ar fi ușor. Jobul anterior, unde am lucrat vreo câțiva ani, era 5 minute până la birou. Ei, aici am mai mult timp. Dar lucrul ăsta e motivația, e rezultatul final. Când vezi că copilul acela e integrat în societatea în care este, ancorat acolo, dar vede dincolo de granițele care îi să impun, cum ziceam, de societatea aceasta, care încă nu lucrează, da, la parametri care ar trebui. George, te felicit. Mă bucur tare mult că am reușit să te cunosc și să te aduc în atenția ascultătorilor noștri, pentru că e nevoie de cât mai mulți oameni ca tine. Doamna Francu, vă felicit pentru inițiativa și proiectul pe care îl aveți. Așadar, dragi prieteni, în cazul în care dintre dumneavoastră sunt și oameni care, iată, vor să își dedice energia și timpul și resursele emoționale pentru lucru cu copii, acolo unde este nevoie cu adevărat de oameni dedicați și profesori cu vocație, iată, aveți posibilitatea asta. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Ca de obicei, ne auzim joia viitoare. O seară de milioane! Seara bună!